Potrivit Jandarmeriei Alba, fapta a fost semnalată de victimă prin apel la 112 și s-a petrecut marți, 31 martie, în jurul orei 13, în fața unui imobil situat pe strada Păturenilor din municipiul Sebeș. O femeie a apelat 112 și a solicitat ajutor de urgență, deoarece era amenințată de soțul său. Un echipaj de jandarmerie a preluat cazul și, în urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că reacția violentă a bărbatului a survenit pe fondul bănuielilor acestuia că soția nu este fidelă. Drept urmare, a înjurat-o, a jignit-o și a amenințat-o cu bătaia și cu evacuarea din locuința comună. Jandarmii au intervenit exact în momentul în care acesta culesese de pe jos un bolovan, cu ajutorul căruia își acompania violențele verbale. Deoarece era extrem de agitat, a fost nevoie să fie condus la sediul secției de jandarmi Sebeș, unde, după ce i s-au expus prevederile legale pe care le-a încălcat, bărbatul s-a calmat și a acceptat să colaboreze cu forțele de ordine. A fost identificat și sancționat contravențional. Condus la sediul secției de jandarmi Sebeș, bărbatul gelos a scăpat de amendă, fiind sancționat contravențional doar cu avertisment scris.